Viorica Dencil confirm stiri pe surse.ro. Situație halucinant în guvern. Stiri pe surse.ro. Ve informa ce la nivelul guvernului și al Ministerului Culturii, în mod special. În luna martie, contractele nu sunt semnate, ba mai mult, se pare ce mai multe contracte, inclusiv cel pentru Monumentul Unirii de la Alba Iulia, au fost retăcite de către funcționarii din Ministerul Culturii. Premierul Viorica Dencil a declarat, miercuri, în deschiderea subliniere din cei de guvern, ce executivul va adopta o ordonanță care vizează coordonarea programului centenarului sublinierei financarea acestuia, exprimându-i sublinierei regretul ce s-a întârziat. Trebuie să facem tot pentru ca românii să se bucure de un moment atât de important, a declarat premierul. Premierul Viorica Dencil a anuncat, miercuri, în deschiderea subliniere din cei de guvern ce se va adopta o ordonanță care vizează coordonarea programului centenarului sublinierei financarea acestuia. Îmi pare rău ce s-a produs această întârziere, dar eu cred că nu trebuie să privim la trecut sublinierei, trebuie să privim spre viitor sublinierei, să facem tot ceea ce depinde pentru ca românii să se bucure de un moment atât de important cum este centenarul, a spus Dencil. Potrivit acesteia, ordonanța va asigura cadrul legal pentru financarea acestui program. Aceasta a cerut min subliniere trilor ca în cel mai scurt timp se prezinte manifestările din cadrul centenarului. Ministerul Culturii subliniere identitici naționale a anuncat, în 14 martie, cea subliniere teapt ca instituțiile se retrimit, în variant complet, proiectele pentru manifestrile dedicate centenarului sublinierei ce vrea să clarifice mecanismul de bugetare a lor printr-o ordonanță de urgent care modifică UG5 pe 2017. Pe 6 martie, ministrul George Iva subliniere cu a participat la primul comitet interministerial dedicat pregătirii centenarului Marii Uniri, convocat de prim-ministrul Viorica Dencil, la Palatul Victoria. Acolo, el a prezentat o analiză a stadiului actual al proiectelor sublinierei, o evaluare a situației Departamentului Identitate Național cu atribuții în organizarea centenarului Marii Uniri. Ministrul Culturii sublinierei identitcii naționale a decis ca lista celor 2042 de propuneri de proiecte, cifr specificat de un purtător al său de cuvânt, validată la finalul anului trecut, să fie anulat, deoarece fi sublinierei ele acestora nu erau complete. Astfel, în prezent, micina subliniere teapt din partea entităților, instituții de stat, în mare parte, retrimiterea proiectelor în variant complet. Ulterior, Ministerul Culturii sublinierei identității naționale a publicat pe site-ul său anuncul ce supune consultării publice proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea sublinierei completarea OU5 pe 2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la centenarul României. Între specificațiile proiectului de OUG semnat de Viorica Dencil se arată, anvergura, numărul mare,
complexitatea sublinierei diversitatea acestor proiecte sublinierei manifestări dedicate centenarului, precum sublinierei de faptul ce acestea sunt gestionate de cetre autorități diferite ca regim de financare sublinierei de subordonare, se impune clarificarea mecanismului de bugetare sublinierei financare special. Lipsa clarificării mecanismului de financare nu va putea fi realizat asigurarea fondurilor sublinierei o bună coordonare la nivel național a pregătirii manifestrilor, acțiunilor sublinierei proiectelor de aniversare a centenarului României 1918-2018, sublinierei a primului război mondial. Între modificările aduse OU5/2017, se numără instituirea posibilității ca reprezentanții ai administrației prezidențiale să participe ca invitați la subliniere din cele Comitetului Interministeri al Sublinierei reglementarea situațiilor în care unele proiecte nu pot fi finalizate în 2018. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite, la finalul anului, la bugetul de stat, cu excepția celor utilizate de cetre instituțiile financate din venituri proprii sublinierei de cetre instituțiile publice financate din bugetele locale. Sumele rămase neutilizate, la sfârșitul sublinierei-tul anului bugetar, de cetre instituțiile financate din venituri proprii sublinierei de cele publice financate din bugetele locale se reportează sublinierei rămân la dispoziția acestora, urmând a fi utilizate cu aceea sublinierei destinație, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiții, proiectelor sublinierei acțiunilor, până cel târziu la sfârșitul sublinierei-tul anului 2020. În plus, beneficiarii au obligația să transmit lunar Ministerului Culturii sublinierei identității naționale un raport privind calendarul manifestrilor, acțiunilor, precum sublinierei stadiul proiectelor derulate. În anul 2018, autoritățile sublinierei instituțiile publice, precum sublinierei instituțiile din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora, indiferent de modalitatea de financare, au obligația aplicării măsurilor de identitate vizual prevăzute în ghidul vizual al centenarului României 1918-2018, sublinierei a primului război mondial. Ghidul vizual al centenarului României 1918-2018, sublinierei al primului război mondial se aprobă în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al Ministrului Culturii sublinierei identității naționale. Miercuri, în plenul Camerei Deputaților, Gigel Tirbu, PNL, presubliniere din Telecomisiei de Cultură, a cerut Partidului Social Democrat să le revoce pe George Iva subliniere cu din funcția de ministru al culturii sublinierei identității naționale, pentru faptul ce ne aflăm în situația de a nu avea, la finalul primului trimestru din anul centenarului, niciun proiect aprobat pentru această serbătoare.